Da. Ultimul verset din capitolul 7 și primul verset din capitolul 8 zice: acum, dar nu mai există nicio osândire în cine? În cei ce umblă cârmuiți de cine? De Duhul. Despre desăvârșirea creștină aș vrea să discutăm puțin în momentele care urmează. Cât Domnul ne ajută. Vă rog să vă rugați fiecare în inima voastră să poată Duhul Sfânt să vă capaciteze să înțelegeți. Eu m-am rugat ca Duhul Sfânt să mă poată influența, să mă folosească pentru slava lui Dumnezeu, să pot spune cuvinte reale ale cuvântului Dumnezeu în fața voastră. Ce aș vrea să spun ca o concluzie, ca o chintesență? Dacă noi nu cunoaștem natura păcatului, și ați văzut că tot în capitolul 7 Apostolul Pavel spune despre păcat, și în 1 Corinteni 15 iar se spune care este puterea păcatului. Dacă nu cunoaștem natura păcatului, nu putem pricepe nici umanitatea Domnului Iisus Hristos. Observați, de vreo 4 ani încoace, cei din Conferința Generală se străduiesc să ne explice tocmai aceste adevăruri esențiale. Și despre natura Domnului Iisus Hristos, El ce fel de natură omenească, e vorba de umanitatea sa, ce fel de umanitate, ce fel de corp omenesc a avut Iisus? Ca și noi. Cu aceleași tendințe păcătoase ca și noi? Da, cu aceleași tendințe păcătoase ca și noi. Să nu înțelegem greșit. Nu e vorba de tendințele Lui personale. El a avut tendințe spre păcat, natura sa păcătoasă a avut tendințe spre păcat. I-a fost foame și Domnul Iisus? Da. I-a fost foame. Deci a avut aceleași tendințe ca și noi. Da? Doar că în El a existat desăvârșirea, pentru că nu a dat voie niciunui gram, niciunui firicel din natura sa păcătoasă să biruie ce anume. Ceea ce spune Apostolul Petru când spunea acea despre acea scară. Și când spunea că voi, dacă aveți de împlinit lucrurile astea, nu o să fiți nici leneși, nici neroditori, da? După ce ați fugit, de ce? Stricăciunea care... Unde este? În lume. În lume. Și lumea unde este? E un parte din lume. Este în lume stricăciunea asta, dragul meu. Dacă nu înțelegem natura păcatului, nu înțelegem umanitatea Domnului Iisus. Dacă nu înțelegem umanitatea Domnului Iisus Hristos, nu înțelegem dezideratul lui Dumnezeu. Care este dezideratul lui Dumnezeu? Gândiți-vă la următorul lucru. Satana ar câștiga războiul dacă un singur om, omul Iisus Hristos, a ajuns desăvârșit. A putut să păstreze desăvârșit legea sa. El ar fi biruitorul dacă nu ar exista această desăvârșire în cine? În urmașii săi. Câte feluri de desăvârșire cunoaște? În primul rând, desăvârșirea lui Dumnezeu. La desăvârșirea lui Dumnezeu, ce spune Biblia? Că El locuiește într-o lumină de neapropiat. De neapropiat. Deci, cu atot știința lui Dumnezeu, noi nu putem să avem niciodată această posibilitate. Atot potența lui Dumnezeu, noi nu o putem avea. În al doilea rând, desăvârșirea umanității înainte de cădere în păcat. Nu? Ați citit și voi în Biblie că omul a fost făcut cum? Desăvârșit după chipul lui Dumnezeu. Deci, al doilea fel de desăvârșire. Al treilea fel de desăvârșire, acum, după căderea omului în păcat, care este? E nevoie să se atingă desăvârșirea omului căzut în păcat? Da sau nu? Da. Vă este frică?
cum se ajunge aici la desăvârșirea omului căzut în păcat? Este vorba de desăvârșirea caracterului omului. Ca să putem înțelege mai ușor, spunea Iisus lui Nicodim că voi trebuie să vă nașteți din nou. Adică tu, om mare, bătrân, trebuie să renunți la ceea ce ești, nu? Și să devii un bebeluș. Un bebeluș în ce sau cum? În Hristos. Un bebeluș în Hristos. Dacă am înțeles umanitatea Domnului Iisus Hristos, atunci putem să înțelegem și lucrul acesta. Domnul Iisus Hristos a avut nevoie să se nască din nou? Care a fost nașterea din nou a Domnului Iisus? Și să vedeți ce antagonice sunt aceste două nașteri din nou. A omului căzut în păcat și a Domnului Iisus Hristos. Care a fost nașterea din nou a Domnului Hristos? Și gândiți-vă numai la 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 21. Are cineva la îndemână acum să și citească? Și cum s-are? Corinteni. Cum? 2 Corinteni, 5 cu 21. 5 cu 21, da. Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, el l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în el. Pe cel ce n-a cunoscut păcat, el l-a făcut păcat pentru noi, ca noi ce să fim? Neprihănirea lui Dumnezeu. Observați cât de antagonic. Adică, Dumnezeul cerului a trebuit să se nască din Maria ce? Un om păcătos. Asta este nașterea din nou a lui Dumnezeu. Nașterea din nou a Domnului Iisus Hristos. El a luat astfel păcatul lumii asupra sa, făcându-se om ca și noi, cu aceleași slăbiciuni, cu aceleași tendințe în firea lui păcătoasă. Moștenim de la părinții noștri ce? Firea păcătoasă. Teologia calvinistă sau a lui Augustin. Părintele bisericilor. Ați auzit de Sfântul Augustin, nu? Că tot se spune în biserici de Sfântul Augustin. Și, din păcate, a început să fie pomenită și în rândul adventismului această doctrină augustiniană. Spune că dacă noi ne-am născut păcătoși, suntem vinovați prin însăși faptul că ne-am născut păcătoși și copiii noștri se nasc tot păcătoși și intră în foc, dacă mor la o zi după naștere, intră în focul veșnic. Așa ne spune Biblia? Atunci, cum deosebim păcatul de vină? Din cauza păcatului, ce a spus Dumnezeu lui Adam în grădină? Vinovat ești tu. Da, i-a spus că este vinovat. Pentru ce era vinovat? Și acum, cine se naște din Adam, sunt tot vinovat sau cum sunt? Neascultat. Păcătoși. Sunt păcătoși. Ateri? Și ai condus încă neavând carnetul. Atunci e condamnare mai mare. De ce lucrul acesta? Ai știut și ai făcut împotriva. Acum, când omul este încunoștințat de lucrul acesta, nu? Și alege să nu asculte, devine vinovat. Vina cu ce este răsplătită? Cu moartea. Și păcatul nu cu tot cu moartea. Și păcatul tot cu moartea. Acum să vedem dacă am înțeles ceva din ceea ce am spus. Sunt foarte puține cuvinte. Păcatul aduce care moarte? Spiritual. Dar ce a spus Dumnezeul lui Adam? În ziua în care vei mânca, vei muri negreșit. Deci aduce moartea care? S-ar zice fizic. Moartea întâia. Moartea întâia. Păcatul aduce moartea întâia. Datorită păcatului omului, toți oamenii mor. Așa este. Acum, datorită neascultării, alegerii împotriva lui Dumnezeu, ce moarte survine?
Mulțumesc, văd că ați înțeles deja. Deci, vina aduce moartea a doua, păcatul aduce moartea a întâia. O simplă dovadă în 1 Corinteni, capitolul 7, versetul 13, parcă acolo așa scrie, are cineva deschis. E vorba de o relație în căsătorie, când unul dintre soți este credincios, acolo spune ceva despre copil. Și a găsit cineva să citească? Dacă o femeie are un bărbat necredincios și el voiește să trăiască înainte cu ea, să nu se despartă de bărbatul. Mai departe, 14, atunci înseamnă că? Căci bărbatul necredincios este sfințit prin nevasta credincioasă. Așa. Nevasta necredincioasă este sfințită prin fratele. Alminterea copiii voștri ar fi necurați și pe când acum sunt sfințiți. Cum sunt copiii dacă unul dintre părinți este credincios? Sfânt. Observați. Bun, mulțumesc. Am înțeles ideea, da? Ca să putem înainta în acest subiect, aș vrea să mai dau un exemplu la supunerea caracterului pentru desăvârșire. Vă aduceți aminte cam cât timp a avut tâlharul de pe cruce de a-și forma caracterul sau în ce a constat formarea caracterului lui, un caracter, pentru că Spiritul profetic vine și spune că Domnul Iisus Hristos nu vine pe pământ până ce? Ce? Până ce caracterul său nu este în copiii săi, da? În tâlharul de cruce. Spune-mi, vă rog, ce trăsături ale caracterului au fost reflectate din Hristos. Gândiți-vă doar la ipostază. Toți oamenii cu Biblia în mână veneau și scuipau la cruce, da? Tu, dacă ești ceea ce ai pretins, coboară-te și mântuiește-ne și pe noi, este? Tâlharul acesta ce a zis? Tu ești Domnul meu. Nu ni se cuvine moartea. Dar asta este un neprihănit. Gândește-te la mine. Ai milă de mine când vei veni în părăția ta. Da? Asta a spus. Asta a spus. Întreb încă o dată. Ce modificăți de caracter? Sau ce s-a modificat în tâlhar? A crezut din toată inima tâlharul? Da. Acum, ce este desăvârșirea sau perfecțiunea? Nu este altceva decât o suită de alegeri. Ce fel de alegeri? De a nu păcătui. Tâlharul a ales atunci, a mai avut ocazia să aibă o suită de alegeri. A fost una capitală, nu? Și s-a suprimat viața lui. Acum, ce înseamnă consacrare? Sau a te preda lui Iisus? Uneori înțelegem că a te preda lui Iisus înseamnă să mergi la biserica la care merg părinții tăi, nu? Pentru tineri mă refer acum în mod deosebit. La biserica în care merg părinții tăi, toți se bucură, flâng de bucurie unii, nu? Toți se felicită și te botezi și gata, cu asta ai ajuns la desăvârșire. Este aceasta? Dar atunci care este? Convingerea a tâlharului, cum a fost, Doamne. Este de a te hotărâi să nu mai păcătuiești. Asta înseamnă. Să nu mai păcătuiești. Recunoaște că ești păcătuș. Aș vrea să vedem câteva succesiuni de alegeri bune. Faptul că tu lunar vrei să dai zecime și nu vrei să-l înșeli pe Domnul, este o alegere care participă la desăvârșire? Faptul că tu în fiecare sâmbătă vrei să te lași de lucru și nu vrei să mai faci ce ai făcut până aici,
Este și asta o participare la desăvârșire? Da. Este o suită sau o succesiune de alegeri, nu? În orice sabat tu poți alegi să nu mai, să nu mai mergi la adunare sau nu faptul că mergi la adunare. Că poți să mergi la adunare și stând acolo până când fratele vorbește, tu te gândești cam ce afaceri să faci mâine, nu? Și cam cum ar fi mai rentabil. Este într-adevăr o alegere a tuturor lucrurilor. Și aș vrea să ne gândim la Evrei 9 cu 14. Cine vrea să citească Evrei 9 cu 14? Și atunci vedem cum e și cu sabatul ăsta. Că de multe ori avem impresia că suntem aia desăvârșiții. A găsit cineva? Da. Poftim, Rebecca, da. Cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu. Vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte ca să slujiți Dumnezeului celui viu. De sângele Domnului Iisus, ca să luăm puțin în mare, faptul că Domnul Iisus Hristos a venit pentru păcatul omenirii are un impact asupra mea? Nu prea. Dacă El a venit pentru toată lumea, eu pot să pierd în focul cel veșnic, în moartea a doua. Dar, da, când Iisus Hristos a venit pentru mine, când El a venit pentru mine, atunci se schimbă situația. Atunci sângele Lui ce face cu mintea mea, cu cugetul meu, mă curăță. De ce mă curăță? De faptele moarte. Păi cum, dar eu nu m-am gândit cam cu cât aș da capra, nu? N-am făcut, n-am, fratele stau alături și știu că fratele trebuie capra și eu nu m-am gândit, dar nu-l ispitez. M-am gândit că ar fi bine să-l păcălesc cu fratele, să-i dau cu 500, nu cu 300 cât vrea el. Cam cum e treaba asta? Da. Adică în mintea mea eu pot să plăsmuiesc tot felul de fapte moarte. Dar dacă Domnul Iisus Hristos l-am lăsat să-mi spele păcatele mele, atunci mintea mea va fi devotată lui. Asta înseamnă consacrare. Când trebuie să ajung la desăvârșire? E o întrebare foarte delicată și tare provocatoare. Când trebuie să ajung la desăvârșire? La Evrei zice, nu mă împietriți inimile. Există părerea. Păi, dragul meu, la desăvârșire nu vezi că sunt păcătos, sunt om și eu și am nedesăvârșirile mele. Când o să vină Domnul Iisus, ar să vină la desăvârșire. Nu? Asta vorbește sau spune iubirea aceasta fără margini. Nu? Despre dragoste. Și noi am cântat Domnul iubire, așa este. Lumea evanghelică de astăzi tocmai asta spune. A, ne face Domnul Iisus, că toți oamenii face. Și de-aia mai există încă și mii de ani în care toți, că doar scrie Romani 11 lucrul ăsta, nu? Toți oamenii vor veni la Dumnezeu. Iese? Dragul meu, astăzi, acum, acum, acum este momentul și în ce constă? În ce a constat la tâlhar? Și-a recunoscut. Da, a crezut. Citeam aseară din Ioan capitolul 6 că au venit farisei și au întrebat pe Domnul Iisus, ce să facem să facem lucrările lui Dumnezeu? Și ei se așteptau acum să înceapă, să scoată un sul din ăla, să-l desfășoare, nu? Și să te 1, 2, 3, 4, 5, 6, 400, 500, 800, 700 și ceva. Aproape 800 de prescripții, nu? Și ce le-a răspuns Iisus? Vă aduceți aminte ce le-a spus? Să credeți în acela pe care l-a trimis Tatăl. Să credeți. Măi, frate, stai puțin, că ăsta e slogan baptist, evanghelic.
Păi noi unde? Cu poruncile, cu sabatul, cu... Ce avem noi? Avem să ne predăm și parcă citea surora Rebecca că El ne spală cugetul de faptele moarte. Și care sunt faptele moarte? Toate lucrurile care nu corespund voii lui Dumnezeu. Toate lucrurile care nu corespund voii lui Dumnezeu. Aș vrea să citesc câteva versete biblice și aș vrea să vă spun că Dumnezeu, pentru a te trata ca un om desăvârșit, nu te întreabă, dar de când ești la credință? Și tu vezi că am părul alb, îți dai seama? Și eu de tânăr ești la credință. Are vreo importanță? Mai spune Biblia că Dumnezeu nu are în vedere fața omului. Fața omului. Dar ce are în vedere atunci? Inima. Și ce de la inimă? Cât de total sau parțial te predai în noi? Și când zici, stai Doamne, stai, nu, cu asta nu. Asta încă îmi place. Asta mi-o doresc încă. Ce ai spus atunci? Că vrei să fii cu totul Domnului? Nu. Fiule, vrem inima ta acum. Și să găsească ochii tăi ce? Plăcerea. Asta este problema. Acum, ce înseamnă să te predai Domnului? Vom citi un verset din cartea sau epistola lui Iuda. Versetul 24. L-am avut și într-o lecțiune. Vă aduceți aminte? N-a fost spus acolo așa degeaba. A fost spus cu un scop bine definit. Iar aceluia care poate să vă păzească de orice cădere și să vă facă să vă înfățișați fără prihană și plin de bucurie înaintea slavei sale, singurului Dumnezeu, Mântuitorului nostru, prin Iisus Hristos, Domnul nostru, să fie slavă, măreție, putere și stăpânire, mai înainte de toți, vecii și acum și în veci. Amin. Ce poate să facă acela? Citesc încă o dată. Poate să vă păzească de ce? De orice cădere. Și ce să mai facă? Să vă facă, să vă înfățișați cum? Fără prihană, desăvârșiți aia înseamnă, fără păcat. Bine, și acum tu încep să te scari din cap să zici, dar eu știu ce am în spate. Știu ce am făcut și ieri și azi dimineață și câteva momente înainte. Ce-o fi cu mine? Eu nu am parte de treaba asta. Asta ce înseamnă? Neîncredere în Dumnezeu. Neîncredere înseamnă. Când tu te vezi păcătos, ce ar trebui să faci? Când te vezi cu toate, adică toată întunecimea istoriei tale în fața ochilor. Pentru că istoria noastră a fiecăruia, nu știu, dumneavoastră, eu așa mă văd în spate, foarte întunecoasă, foarte umblită. Poate voi vedeți mai luminoși puțin. Ce ar trebui să faci când te vezi așa și când te vezi atât de descurajat? Vai, dar după ceea ce știu eu în istoria mea, eu nu cer-o niciodată. Cine vă face cunoscut lucrul acesta? Duhul Sfânt. Duhul Sfânt te face să te vezi în adevărata lumină. Mai există încă un Duh care după ce ai mărturisit păcatul tău, vine și îți aduce aminte. Tu vrei să te rogi? Să-ți fie rușine. Tu nu știi ce ai făcut atunci? Și acum vei... Asta face Duhul celui rău. Ne aduce aminte lucrurile mărturisite și de care nouă ne-a fost scârbă și ne este scârbă. Și vrea să ne descurajeze sufletele noastre. Dar Domnul Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos, ne-a adus această veste bună. Și asta este adevărata Evanghelie, Evanghelia reală. Adevăratul har, după cum spune Apostolul Petru. Pentru că noi nu avem niciun merit. Ce merit a avut tâlharul că a fost iertat și asigurat? Da, spun că vei fi cu mine în rai. Singurul lucru este că ai ales și măcar nici alegerea
nu ți aparține în totalitate. Știți ce scrie în Psalmul 28:7? Cine are posibilitatea să deschidă de imediat? Psalmul 28:7. Psalm. Să vedeți, copil, citește de la Domnul este tăria mea și scutul meu. 28:7? 28:7. Da. Atunci 27:8. Iertați. Inima îmi zice din partea ta, caută fața mea și fața ta, Doamne, o caută. Inima îmi spune, inima mea, adică conștiința mea, la ce rezonează, cine îmi spune? Domnul vine și mă caută pe mine. N-am inițiativa să-L caut eu pe Dumnezeu. El vine și mă caută în mintea mea. Și atunci eu fața Lui o caut. Și dacă ăsta este singurul merit al meu, aș vrea să citim Filipeni 1:6. Cine ar vrea să citească Filipeni 1:6? Mai Claudiu. Așa? Deci eu sunt încredințat că eu o să țin poruncile, eu să nu o să cad, eu să fiu... Așa scrie aici, așa spune Apostol Pavel. Pe cel care a început această lucrare. Pe cine a început în mine această lucrare? Dumnezeu. Și cine va isprăvi? Cine o face în mine? Cel care a început. Cel care a început. Da, exact. Și atunci... Păi eu cu ce mă duc în fața Domnului? E, asta e problema. Foarte bine pusă întrebarea, pentru că timpul s-a apropiat de sfârșit și uite, era mai o problemă, o întrebare nepusă și nerăspuns la ea. Eu ce fac în toată casa, în toată treaba asta? Cum? Mă supun. Mă supun. Accept, aleg. Aleg. Este... Cu toate că suntem robi ai neprihănirii și mă pot supune neprihănirii, pot să aleg. Cum aleg? Dacă este inițiativa sau posibilitatea mea să aleg. Hai să vedem. Încă o dată citim Efeseni 2:8, 9 și 10, ca să nu mai pierd din timp, îl recitesc sau îl spun pe din afară. Prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte. Bun, și acum cum e cu alegerea? Da, dacă am fost mântuiți, credem că am fost mântuiți, sau zicem vom fi mântuiți. Am fost. Deja suntem mântuiți, am fost mântuiți, suntem, suntem, da? În harul. Avem mântuirea, ne bucurăm în ea. Da, să primim. Acum, dacă o acceptăm. Să primim mântuirea. Da. Accept. Dacă o acceptăm. Este un lucru accept, dacă îi dăm accept. Exact. Aici este toată treaba. S-ar putea ca unchiul din America să ne trimită un voluminos pachet și ăla vine, știți, nu vine la poștă oricare. E o anumită poștă cu vamă și așa mai departe, trebuie să te duci până acolo. Și mare bucurie, am primit pachet din America, este? Dar tu nu te-ai dus niciodată să-l iei. E aici, trebuie să mi-l aducă el, că l-a dus, nu? Trebuie să-mi aduc ăștia de la poștă, ei nu vin niciodată, te cheamă acolo dacă vrei să-l ridici, ei dacă nu... Versetul 10. Voi sunteți lucrarea Lui și ați fost zidiți în Hristos Iisus pentru ce? Faptele bune. Pe care? Cine? Dumnezeu. El le-a pregătit ca noi ce să facem? Să umblăm. Să umblăm în ele, dragii mei. E greu, ce ziceți? Observați, în firea pământească e așa de greu. N-ai voie, nu se poate, nu-i voie aia, nu... De ce nu? Aia de la biserică nu ne lasă. Dar tu n-ai voie cu... Nu, aia de la biserică nu ne lasă. E foarte greu atunci. Pentru că ești în firea pământească. Cum? Dumnezeu ne lasă. Păi Dumnezeu nu-i în inimă și atunci nu ne lasă. Asta este problema. Pare rău că nu mai am timp să citesc ceva foarte important. Că n-aș vrea să
trecem peste timp. Am câteva recomandări. În 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 13, acolo vorbește despre ispită și care, ce fel de ispite și cum le lasă Dumnezeu și cât le lasă, nu? Vă aduceți la minte. Că nu v-a ajuns, hai să-l și citim, că ar fi bine să-l citim. Cine vrea să-l citească? 10 cu 13. Hai să vedem cine l-a găsit primul. Nu v-a fost nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Nu, puțin, observați. Nicio ispită care nu e potrivită cu ce? Puterea omenească. A, vă zic că cum? Până aici ne-ai dus cu zăhărelul. Era vorba că nu e totul de la Dumnezeu, auzi? Aici e vorba de puterea omenească. Cum? Nu. Cum ai zis că Evrei 9 cu 14, că sângele lui Iisus Hristos vă va spăla cugetul, de ce? De faptele moarte. Deci El ne dă și puterea. Atenție! El ne iartă, șterge păcatul și după aia în locul păcatul ce pune? O putere, neprihănirea sau o putere, ce să nu faci? Să nu mai păcătuiești. Deci nu va ajunge nicio ispită ca să fie potrivită cu ce? Cu puterea omenească. Și Dumnezeu care este credincios nu l-a îngăduit să fiți ispitiți peste puterele voastre. Deci cât îngăduie Dumnezeu? Cât poate. Nu, cât mi-a dat El putere să pot. Deci prima dată care este sursa mea de putere? Aici? Care este sursa mea de putere? Hristos. Hristos. Cât a dorit Hristos pentru mine? Da. Tot în cer, natura umană. Cât este puterea asta? Este desăvârșită. Deci nu are limite. Da. Pentru că este a Lui. Exact. Mulțumesc frumos pentru. Și încă împreună împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieși din ca să o puteți răbda. Acum, dacă există posibilitatea să alegi, posibilitatea aceasta ne face, trecând ignoranți peste ea, vinovați sau ne poate face biruitori, desăvârșiți? Când o ignorăm, cum suntem? Biruiți. Suntem vinovați. Dăm de moartea a doua. Când alegem să folosim această putere mai departe, suntem biruitori. Asta este desăvârșirea creștină, dragii mei. Câteva metode prin care am putea să apelăm la desăvârșire. Rugăciunea preventivă. Ce-o fi și asta? Am un păcat care începe să fie favorit. Ce să fac? Am zis că nu mai e cu tare, iar mă pomenesc tot acolo. Tot pe locul ăla, tot pat, cad. Ce să fac? Vă aduceți aminte, poate, din experiența lui Apostolul Pavel, zice că de trei ori m-am rugat la Dumnezeu să-mi scoată țepușul din ochi, nu? Și ce a spus Domnul? Harul meu se este de ajuns. Harul meu se este de ajuns. Acum, nu tot la fel procedează Dumnezeu cu păcatul. Când noi ne rugăm și avem un păcat favorit, o slăbiciune mare, Dumnezeu ne dă puterea. Așa am citit, nu? Că El ne dă și puterea și ne dă și posibilitatea să trecem. În credința păcatului. Suntem biruiți de păcat atâta vreme cât ne-l asumăm. Când le-am aruncat asupra Lui, ne-a despărțit de păcat. Exact. Pentru că El le aruncă mai departe, le-a răstignit în marea utere. Dacă noi le ținem, atunci suntem despărțiți de El prin păcat. Și de-aia ne biruim. Când le-am predat asupra Lui, s-a terminat cu învingerea păcatului asupra noastră. Mulțumesc! Foarte bună remarcă! Așa este. În Harul Uimitor scrie așa. Fă tot ce este nevoie să ca să scap... Sau, adică, pardon. Fă tot ce este nevoie ca să mă pot scăpa de acest păcat. Și sunt experiențe multe. A fost nevoie ca fiul unei surori să moară, ca să poată să scape de anumit păcat. Să-ți moară cu fiul. Dar dacă prin aceasta tu poți să fii scăpat, nu tu alegi,
mai bine să moară copilul. Nu știe soluțiile pe care le are pentru tine. Adu-ți mintea înapoi de la senzual la ce este etern. Dumnezeu nu alege niciodată pentru tine. Nu poți să mergi așa, cu alaiu. Dumnezeu nu alege niciodată pentru tine. Cui aparține alegerea? Nu. O altă modalitate este memorizarea versetelor biblice de importanță majoră. Și cu cât memorizăm mai multe versete biblice, cu atâta ce promisiune avem. Ioan 14 cu 26, vă aduceți aminte ce scrie acolo? Și Duhul adevărului ce o să facă? Cum? Vă va aduce aminte. Când ne aduce aminte? Nu vă îngrijiți ce o să răspundeți, nu? Vă va aduce aminte când e marea problemă. Și dacă am studiat. Gândiți-vă la Iosif și aici vorbesc în dreptul tinerilor. Iosif, care la vârsta de 17 ani s-a văzut dus în captivitate legat în coada cămilelor, rob, da? Și trecea pe lângă dealul ălalt, erau colibile tatălui său și a zis, eu un veac nu mă le văd pe tata, dar fac un lucru. Știți ce a zis că face? De astăzi înainte aleg să mă închin doar Dumnezeului tatălui meu. Și femeia lui Potifar îl cheamă în pat. Și ce zice el? Vă aduceți aminte replica lui? Da, nu poți face un păcat așa de mare. Potriva cui? Stăpânul meu. A lui Dumnezeu. Da. Nu e un păcat înaintea lui Dumnezeu. Noi de multe ori zicem ca cu semen, avem ceva. Cu toate că este aceeași realitate, nu? Dar e păcatul împotriva lui Dumnezeu, dragi. Cântecul. Atenție! Avem astăzi tehnică foarte dezvoltată și ascultăm muzică, dar nu e muzica sacră. Cu toate că multe melodii din acestea care face ca toată firea mea să se gândească în altă parte și doar cuvintele sunt cuvinte creștine. Atenție ce muzică ascultăm. Nu ați avut experiența aceasta că atunci când aveți o problemă majoră, gravă în viața voastră, vă vine dintr-o dată, așa ca o bandă de magnetofon, o cântare care te încurajează? Mie mi se întâmplă deseori treaba asta. Sau când sunt într-o ispită mare, într-o presiune a diavolului foarte mare, atunci îmi vine o cântare în minte. Și dacă aș cânta, cred că l-aș provoca pe ăla. Nu mai pot să continui pentru că timpul a expirat și vă rog să mă iertați că am și trecut peste timpul alocat serviciului divin. Doar doresc din toată inima ca să nu îmbrățișăm cumva noua teologie care spune despre o desăvârșire cândva în viitor, despre o desăvârșire care o dă Dumnezeu la toți, deopotrivă, indiferent. Și doar cu asta aș vrea să închei. Galateni 2 cu 27. Galateni 2 cu 27. Să ne ducem aminte mereu de lucrul acesta. Cine aș fi găsit? Unii azi a pătruns în pieptul meu, m-a smuls din valurile Yeah.
să ne purtăm victorios, de El este mana ziunii, împărăției Lui Hristos. Tată, îți mulțumim din inimă, te slăbim, iubirea Ta ne-ai arătat. Jesus, cheer me.
cântăm, Hosana, le să-i cântăm. O, ce zi, zi minunată va fi, o, ce zi de bucurii, cu scripiri de veșnicii, cu Iisus ce minunat, care ne-a să ajung în casa ta și atunci cu toți.
puterile sfârșim, în casa cea din cer. Милость даст.